Bun găsit! Despre episodul din această dupamiază al serialului nostru nu vom aminti decât faptul că Bajorana Kira este pe cale de a sacrifica viața și chiar un război pentru a salva un erou legendar Bajoran dintr-o îndepărtată închisoare kardasiană. Și asta pentru că în puținele minute pe care le avem astăzi la dispoziție aș vrea să trecem împreună o parte din uh, multele cărți din domeniul nostru de interes pe care le-am primit în ultima uh, săptămână la redacție, și aș începe cu o carte aparte, al cărui titlu retoric este Trăim numai o viață. Uh, cartea este scrisă de Richard Rifkin, care împreună cu Raymond Moody, uh, vă amintiți, este doctorul care a introdus conceptul de viață după viață. Sau viață după moarte, încearcă să demonstreze pe baza unor experimente de himnoză regresivă, deci hipnoză cu întoarcere în timp, asupra unor persoane care pretind că au trăit și alte existențe. Încearcă, deci, să demonstreze că teoria, doctrina reîncarnării trebuie privită cu alți ochi. Reamintim faptul că, până în prezent, cel puțin, niciuna din marile religii creștine nu a acceptat această doctrină a reîncarnării. Din același domeniu, în aceeași arie de interes, două cărți la editura Teora. Prima este intitulată Vindecarea prin energia palmelor, este o carte în care autorul japonez Michio Kushi pe baza experienței pe care a acumulat-o până acum, încearcă să ne convingă de faptul că fiecare dintre noi am putea să ne vindecăm canalizând ne energia interioară prin intermediul palmelor cu ajutorul mâinilor și că acest lucru s-ar putea face destul de simplu pe baza unui mic antrenament. Și pentru a avea posibilitatea de a ne testa dacă avem sau nu Capacități paranormale, o carte cu exact acest titlu, Aveți capacități paranormale, scrisă de Hans Eisenach și Carl Sargent, propune o serie de teste pe baza căroria, cărora fiecare dintre noi am putea să dovedim că avem sau nu capacități paranormale. În fine, o carte de science fiction care apare la editura Nemira în colecția Nautilus, o carte scrisă de maestru incontestabil al genului, Stephen King, Orașul Bântuit. Este una din cărțile esențiale ale autorului, o carte despre care Stephen King afirma recent că este cartea care l-a solicitat cel mai mult și la care ține foarte mult și ea ar putea fi caracterizată prin motoul pe care autorul l a pus pe prima pagină. O carte reprezintă adevărul din minciunii, iar adevărul acestei cărți este destul de simplu. Există magie. Cu aceasta vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!